Întâlnire istorică pentru diplomația română. Președintele Klaus Iohannis este primit astăzi la Casa Albă de președintele american Donald Trump. Cei doi oficiali vor susține o declarație comună de presă. Klaus Iohannis este primul lider din Europa de Est care este primit de președintele american. Cu toate detaliile despre această întâlnire extrem de importantă vine colega mea Hilde Tudoră. Bună seara, Hilde, ești în direct. Bună seara, Livia, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Da, în această seară, mai exact în jurul orei 21:30, ora României, va avea loc o declarație comună de presă a președintelui Klaus Iohannis cu președintele american Donald Trump. Este o premieră pentru România de după 89 și totodată un aspect extrem de important, faptul că, iată, președintele Klaus Iohannis susține o declarație comună de presă cu Donald Trump. De ce spun că este o premieră pentru România de după 89? Pentru că ultima declarație de presă a unui șef de stat român cu un președinte american a avut loc în aprilie 1978 și este vorba despre președintele Jimmy Carter și Nicolae Ceaușescu. Imediat ce Klaus Iohannis va ajunge la Casa Albă, va semna în cartea de onoare, după care urmează convorbirile tete-a-tet cu Donald Trump, sunt convorbiri care durează aproximativ 10 minute. Mai apoi urmează convorbirile oficiale, care durează în jur de 30 de minute, după care, în cele din urmă, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, are loc această declarație de presă comună între președintele Klaus Iohannis și Donald Trump. Până acum, la Washington, șeful statului român a discutat deja cu șeful CIA, dar și cu mai mulți congresmeni americani. Klaus Iohannis a subliniat importanța României în flancul estic al NATO și, de asemenea, spunea președintele României la Washington că este foarte important ca Alianța Transatlantică să rămână puternică. De ce? Pentru că, pe de-o parte, Europa are nevoie de Statele Unite ale Americii, dar și Statele Unite ale Americii au nevoie de Europa. Deocamdată acestea au fost informațiile. Livia,